Bună, dragile mele! Sunteți pregătite? Lame! Bună, dragile mele! Îmi cer scuze! Bună, dragile mele! Ce facem astăzi? Astăzi ne încălzim! Păi de ce să ne încălzim dacă e vară afară? Pentru că sunt la mare căutare machiajele în temperatură foarte caldă. Ne plac machiajele arămii, ne plac machiajele ciocolatii, nuanțele ambrate, nuanțele de chihlimbar m-au cucerit în totalitate în vara aceasta. Așa că m-am gândit să fac un tutorial și pentru voi, să vă arăt cum rapid puteți să vă aplicați și voi exact același machiaj. Ce caută eyelinerul în ecuația asta? Căutăm întotdeauna forme noi, forme moderne, alungire. Și tocmai de aceea sunt aici să vă arăt cum să faceți și voi. Vreți să vedeți și voi cum se face treaba asta? Păi nu vă rămâne decât să urmăriți în continuare. Vizionare plăcută! După ce am curățat și îngrijit tenul, trec la produsele de pregătire. Și folosesc acest serum Skin Booster de la Make Up For Ever, pe care îl puteți folosi atât ca primer sau chiar sub un primer matifiant. Încălzesc produsul în mâini. De ce poate fi folosit ca primer individual? Pentru că el devine ușor lipicios pe ten, ceea ce creează o bază aderentă pentru fundul de ten. Și pentru că îmi doresc ceva lejer pe ten astăzi, voi folosi acest fond de ten de la Lancome, Tint Idol Ultra. Promite el rezistență și confort. Este destul de rezistent, nu l-am testat 24 de ore, dar este într-adevăr foarte confortabil pe ten. Îmi place mult să aplic fondul de ten mai întâi cu o pensulă, după care să tapotez ușor cu burețelul. Partenerii ideali pentru aplicarea unei baze impecabile. Este prima dată când folosesc burețelul Eggberry de la Boys & Berries. Deocamdată văd că se descurcă foarte bine, are o textură destul de elastică și îmi place că în loc de textură poroasă este destul de pufos. Și pentru că am auzit numai lucruri bune despre concealerul de la Maybelline Fit Me, am zis că îl voi testa astăzi, mai ales pentru că am și pudra Fit Me tot de la Maybelline. Vreau să văd ce poate să facă. Culoarea cred că este un pic prea deschisă pentru mine, voi vedea dacă e cazul să corectez. De fapt îmi place cum iluminează zona cearcănelor. Pudra Fit Me, de care vă vorbeam, oare cum este? Mi-am ales nuanța 104 Soft Ivory și o voi folosi pentru un baking în zona cearcănelor. Dar o voi face cu un burețel uscat de data aceasta. Este foarte luminoasă, dar îmi place mult ce face cu zona porilor dilatați. O păstrez însă doar pentru zonele de volum, pentru zonele în care am iluminat, pentru că pentru restul feței nuanța 104 ar fi un pic prea deschisă pentru mine. Și eu îmi doresc astăzi să construiesc un machiaj bronzy foarte cald. Pe restul feței și pentru a da la o parte tot excesul de pudră, voi folosi pudra mea, pudră universală, nuanța 30. Iau o cantitate generoasă. Încep să tapotez și abia după încep să mătur excesul de pudră. Trecem la pasul meu preferat, sculptarea fizionomiei. Folosesc Pro Sculpting Duo de la Make Up For Ever. Folosesc această pudră de contur / bronzing powder pentru că vreau să-mi încălzesc trăsăturile. Se estompează foarte rapid, nu uităm de osul tâmplei. Unul din blush-urile mele preferate se află în această paletă, Narcissist, și îmi place foarte mult pentru că efectiv dă un aspect umed pomeților. Iar pigmentul de culoare se pierde superb în umbra de contur. Asta este finish-ul care îmi place mie. Finish-ul umed.
Este un finish care să naturalizeze tenul, mai ales atunci când lucrăm cu fonduri de ten cu acoperire mare, cu corectoare cu acoperire mare, cu pudre atât de grele. Avem nevoie să aducem cumva prospețimea și strălucirea înapoi pe chip pentru a naturaliza cât mai mult fizionomia. Și pentru iluminator avem nevoie de o nuanță foarte caldă. Nu știu ce m-aș face fără acest Nude Air Luminizer 001. Este superb. Ce pot să mai spun? O cantitate mică este suficientă pentru a aduce, uitați-vă și voi, câtă lumină pe pomeți. Poate ar trebui să mă opresc. Ador cum se pierde în piele și cum nu lasă absolut nici o graniță între el și blush, între el și pudră. Tocmai de aceea îmi place să-l folosesc și ca pe o pudră iluminatoare pe zonele de volum ale frunții, pe bordurile luminoase de deasupra buzei superioare și hai puțin și pe bărbie. Îmi place când lovește lumina în acest paralelism. Împrospătăm chipul și așteptăm ca toate particulele produselor cremoase să se combine cu particulele produselor uscate, astfel încât totul să se unească în armonie pe chipul nostru. Astăzi îmi doresc niște sprâncene mai accentuate, de aceea voi folosi Brow Pow de la The Balm, Dark Brown este nuanța pe care o folosesc eu, și pensula 31T de la Inglot, puțin umezită. Încep cu conturul inferior. Îmi place că, lăsând sprâncenele nepensate și lăsând niște fire răzlețe pe aici pe acolo, pot în fiecare zi să-mi schimb forma sprâncenelor în funcție de look-ul pe care vreau să îl creez. Și pot construi și sprâncene mai grafice, cum voi face astăzi, dar pot imita o sprânceană mai naturală, desenând segmente fir cu fir, cum voi face, de exemplu, în punctul de început al sprâncenei. Aici am niște fire ceva mai rare și atunci, ca să apropii sprâncenele puțin, desenez firicele. Brow Gel de la Makeup Forever. Nuanța este 35. Texturizez sprâncenele în felul ăsta. Le curăț, le redefinez cu puțin corector. Mare atenție, însă nu ridicați, nu folosiți în primul rând un corector foarte bogat în pigment de culoare și nu ridicați o cantitate prea mare pe pensulă. Pentru a nu lăsa dungi albe în jurul sprâncenei, mai ales dacă trebuie să curățați și conturul superior al sprâncenelor. Începem cu pregătirea pleoapei, aplicând acest primer de la Benefit, Stay Don't Stray. Iar arcada o iluminez întotdeauna cu același iluminator pe care îl folosesc și pe pomeți, pentru că nu-mi doresc mai multe tonuri de lumină pe față. Iar pentru un smoky cald, spuneți-mi voi ce altă paletă ar fi mai potrivită în afară de Huda Beauty Desert Dusk. Am aici tot ce-mi trebuie pentru acest machiaj și evident nu numai și încep să matifiez pliul cu fardul Eden. Și pentru a estompa impecabil am întotdeauna la dispoziție o pensulă de blending curată care mă ajută să dispersez fardul perfect. Pentru a intensifica total umbra, voi folosi fardul Maromat Oud.
Descarc pensul în unghiul extern, pe ultima treime din lungimea ochiului și apoi de fiecare dată arunc puțin pigment către direcție. Pentru a intensifica zona de lumină și pentru a crește rezistența fardului pe această suprafață, voi folosi cel de-al doilea fard, Indian Copper, ca bază. Iată superbul cupru. Nu aplic o cantitate foarte mare pentru că orice produs cremos folosim, trebuie să dozăm foarte bine cantitatea. Pentru că în cazul acesta orice exces ne expune la riscul de a diminua rezistența machiajului de pe pleoape. Și apoi cu pensula 10S de la Inglot, pur și simplu încerc să întrepătrund granițele texturilor uscate cu cele cremoase. Mai intensific puțin umbra cu același fard maromat. Iar cu Blood Moon voi fixa totul. Revin la pensula de blending pentru a întrepătrunde fardul sidefat cu cel mat. Încerc să nu deranjez însă ce am construit pe pleoapa mobilă. Și apoi cu exact aceleași produse și aceiași pași voi merge și pe pleoapa inferioară, păstrând exact aceleași proporții, două treimi lumină, o treime umbră. De fiecare dată estompez granițele cu această pensulă de tip creion 21 Misa Brushes, iar în unghiul extern, pe o treime din lungime, voi aplica fardul maromat, cu ajutorul căruia fac legătura cu umbra de pe pleoapa superioară. În unghiul intern intru cu fardul cremos Ice, pe care îl fixez cu Nefertiti. Și după cum puteți observa, urmează să trasăm o superbă linie de eyeliner care să ne alungească ochii. Numai că vreau să vă arăt un mic truculeț, probabil că unele dintre voi îl folosesc deja, dar pentru cele care încă suferă de eyeliner, sunt aici ca să vă ajut. Cu foarte puțin fard negru și cu pensula voastră unghiulară, și începeți să trasați eyelinerul mai întâi din fard. Asta vă va ajuta să mergeți, să vă antrenați, să vedeți care vă este traiectoria urmărind liniile naturale ale ochiului vostru. Și după aceea foarte ușor vă va fi să întăriți linia de tuș cu ajutorul unui eyeliner lichid, cremos, gel, waterproof, oricare ar fi acesta. Sau dacă vreți să rămâneți la un efect natural pe care îl dă fardul negru, puteți rămâne doar la fardul negru. So, foarte puțin fard negru, scuturăm pensula, mă ghidez după direcția nou formată de această umbră construită mai devreme și neapărat după liniile pliului, linia genelor inferioare. Voilà! Eu trasez o linie mai dramatică, voi vă puteți opri pentru un aspect mai natural la linia pliului vostru. Ne întâlnim cu pliul, dar nu continuăm pe aceeași direcție pentru că vreau să mă opresc chiar la jumătatea ochiului. Așa că încep să cobor dramatic către iris. Îl estompez ușor și apoi umplu. Odată ce ți-ai identificat propriile linii ale ochiului, îți dai seama că e foarte simplu să vizualizezi această linie.
Pentru că ochiul nostru, am mai spus-o de atâtea ori, este exact ca o carte de colorat. Liniile sunt acolo, trebuie doar să ai viziune și precizie ca să le poți umple. Iată-ne! Și acum sunteți pregătite să treceți la întărirea acestei linii cu orice fel de eyeliner. Eu îl voi folosi astăzi pe cel de la Boysenberry's Flick. Răbdare, precizie, atenție la detalii și nu veți avea nicio problemă. Și poziționarea capului vă ajută foarte mult să aveți mai multă precizie și acuratețe, pentru că efectiv nu trebuie să vă modificați liniile naturale ridicând din sprâncene, trebuie doar să stați așa cum ar sta liniile voastre în mod natural. Iar pe conjunctivă, pentru a da un aspect natural, dar totuși de alungire, aplic cu pensula unghiulară foarte puțin fard cremos maro. Continui prin estomparea unui fard negru, dar într-o manieră foarte, foarte, foarte subtilă. Sunt convinsă că efectul acestui mascara nu se transferă pe cameră așa cum îl văd eu în realitate, dar fibrele astea chiar au un efect super. Să trecem la buze. Am la îndemână două nuanțe de la Too Faced Melted Matte. Sell Out o voi folosi pe contur, iar Child Star pe centrul buzelor pentru a crea acest efect de ombre la mare căutare acum. Iar pe centru, Child Star. Și pentru o întrepătrundere mai cursivă, pentru o trecere mai fină între cele două nuanțe, revin și mă jocând cu umbra, când cu lumina, pentru a nu rămâne cu acest contur inestetic mai închis decât restul buzelor. O altă variantă pentru aceste buze ciocolatii, nude, cum vreți voi să le numiți, ar mai fi și glosul deasupra rujului mat. This is it, girls! Asta e tot ce am putut să fac eu astăzi. De ce să nu vă provoc și pe voi să încercați același look și să vă rog să-mi trimiteți mesaje în privat, pe Instagram sau pe Facebook. Numele este același, Lady Divine. Linkul îl găsiți în cutia cu descrieri, iar la fel și lista de produse folosite în acest tutorial. În fond, care ar fi rolul acestor tutoriale dacă n-aș vedea și rezultatele voastre? Aștept mesajele voastre și pozele voastre. Între timp, mie nu-mi rămâne decât să vă rog să vă abonați canalului meu de YouTube. Este foarte, 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 foarte important. Și nu uitați să bifați și clopoțelul pentru a fi anunțate atunci când postez. Born Divine Team, let's up this makeup game! Dacă ți-a plăcut acest tutorial, știi ce ai de făcut, nu? Iar părerile și comentariile voastre sunt mai mult decât așteptate mai jos! Ne vedem în tutorialul următor, nu-i așa? Mua! Pa, pa!